Slăvit să fie Domnul! Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să citesc 15 versete de la Ioan, capitolul 11, pagina în Sfânta Scriptură, 1040. Ioan, capitolul 11, de la versetul 1, spune astfel: Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile ei au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorile i-au zis ucenicii: Acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum, haideți să mergem la el. Amin. Amin. Haideți să ne reașezăm. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care ni se face ca împreună în seara aceasta să fim la casa Domnului. Suntem în localitatea dumneavoastră, suntem în Canada, în trecere. Sunt împreună cu soția și cu 2 dintre copilașii noștri. 3 am lăsat la Londra prin harul Domnului, mai stăm câteva zile și după aia ne întoarcem. Vă aduc salutul bisericii noastre, Biserica Betlehem din Watford. Marcu 13 cu 37 spunea Domnul Iisus așa: Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Și dacă îmi doresc ceva de la noi din Londra și la dumneavoastră aici la Kitchener, să fim niște oameni trezi și veghiatori, că bunul nostru Dumnezeu vine. Chiar dacă mai avem de suferit în această lume, chiar dacă mai avem unele încercări, Domnul nostru vine, așa e scris și așa credem. Aș vrea în câteva cuvinte să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre o întrebare, de fapt: de ce îngăduie Dumnezeu suferințe, încercări și boli în viața noastră? V-am urmărit de multe ori online și am văzut lista lungă a dumneavoastră de cauze. Dar surprinderea mi-a fost și mai mare când a citit fratele de dimineață o listă de nume, toate cu cancer. Nu că la noi, la Londra sau în România, n-am avea bolile acestea. Și noi, ca și credincioși, sunt momente în viața noastră în care ne întrebăm: Doamne, sunt copilul Tău, de ce trec prin ceea ce trec? Doamne, sunt copilul Tău, Te-am slujit din tinerețe cu curăție de inimă. De ce unul dintre copiii mei e în lume? Și sunt momente, datorită faptului că diavolul croiește în viața noastră un context atât de fast, atât de rapid, încât sunt momente în viața noastră în care ne pierdem credința, ne pierdem nădejdea, îl întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, oare mai ești cu noi? Și aș vrea, din textul acesta, din pasajul acesta, să vedem câteva lucruri foarte benefice pentru noi și pentru viața de pocăință și să răspundem la această întrebare: de ce îngăduie Dumnezeu boală, încercare sau suferință peste viețile noastre? Și primul și în primul rând, aș vrea să recitesc versetul 3.
Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Pentru că sunt momente în viața noastră, așa cum am spus, suntem mai departe de Dumnezeu. Datorită vieții în care trăim, ne prindem cu una cu alta, ne scămoșem, nu? Cu unele lucruri firești și parcă nu mai vedem claritatea Duhului Sfânt. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: acela pe care îl iubești. Pentru că suntem încercați, știți de ce? Pentru că bunul Dumnezeu ne iubește. Pentru că Hristos a murit pentru noi din dragoste. Și aș vrea să cimentez acest adevăr. Îmi place, când vorbesc din cuvântul Domnului, să citesc cel puțin două versete care spun același lucru. Și la Apocalipsa, la capitolul 3, versetul 19 spune așa: Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Iubiți frați și surori, noi avem senzația, sau nu știu, poate numai la noi la Londra e așa, dar am văzut-o repetată în viețile noastre, mai știu eu de ce suferă, știu eu de ce a venit boala asta. L-am văzut eu în șantier ce a făcut, l-am văzut cum s-a comportat în situația asta, mai l-a bătut Dumnezeu. Și noi ca oameni avem impresia că de multe ori ne pedepsește Dumnezeu. Și sunt momente în care, ca pedeapsă, Dumnezeu ne mai trece prin încercări. Dar nu uitați, ca și părinți, la fel face și Hristos cu noi. Sunt momente în viața noastră în care, de dragul Lui că ne iubește, ajungem să trecem prin încercări. Nu uita lucrul acesta. Dacă vrei, sublinează cuvântul acela în Scriptură. Ține-te tare de El. Hristos te iubește și atunci când ești încercat. Hristos te iubește și atunci când un copil întoarce spatele bisericii și se duce afară. Hristos rămâne același. Atunci când tu ești credincios. Și Doamne ajută-ne să rămânem credincios lui Dumnezeu, să rămânem ancorați în Hristos. Îmi place așa de mult versetul 5. Și Iisus, deci nu numai că zice Ioan, mă, era iubit, familia asta era iubită de Iisus. Ascultați versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta, pe sora ei, adică pe Maria, și zice și pe Lazar. Lazar era în boală, Lazar era pe moarte, Lazar murea. Dar Sfânta Scriptură subliniază numele Lui. Dacă vreți pentru noi, Hristos, personal, individual, ne iubește pe fiecare, slăvit să fie numele Lui. În urmă cu ceva timp, un prieten bun, un frate din Ucraina, a avut o descoperire prin cineva, printr-un vas de lucru, și în lucrarea aceasta i se spune așa: am să te las să ajungi pe mâna oamenilor, dar în toată suferința eu mă voi proslăvi. Zice, frate Petrică, n-am înțeles multe, dar m-am bazat pe Dumnezeu. A avut probleme grave de inimă și frații penticostali din România au zis: mă, vii la Timișoara și te operez aici. Frații din Austria au zis: nu, vin în Austria să te operez, că aici e mai performantă tehnologia. Și toate ușile s-au închis. Și spunea fratele: n-am înțeles, operație grea. Cu toate acestea a ajuns la Kiev din Cernăuț, și operația a costat $16,000. Spunea fratele acesta: nici nu știu de unde au venit banii. Tot printr-o minune a lui Dumnezeu a primit banii, a intrat în operație și după operație a rămas singurul dintre cei 5 care au fost operați în acea zi în spitalul din Kiev, a rămas cu viață. Restul, toți 4, au murit. Zice Petrică, sunt o minune a lui Dumnezeu. Dar nu s-a oprit lucrarea lui Dumnezeu aici. El, trezindu-se, a ajuns să-L mărturisească pe Dumnezeu celor din salon și o femeie s-a pocăit. Și fratele acesta îmi spunea, și cred că mi-a spus de 2 sau de 3 ori lucrul acesta, atât de frumos: Petrică, dacă așa de mult iubește Dumnezeu omul, s-a meritat să sufăr, s-a meritat să am această operație, s-a meritat să trec prin toate încercările, pentru că Dumnezeu ne iubește.
De aceea se merită să-i dăm toată slava, cinstea și gloria lui Dumnezeu. Dar vreau să mai adaug ceva aici. Și în Cartea Faptelor Apostolilor, când Pavel ajunge pe insula Malta, versetul 4 din capitolul 28 spune așa: barbarii când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, adică a lui Pavel, au zis unii către alții: cu adevărat omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să lasă să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel, liniștit, fiind copilul lui Dumnezeu, a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia au așteptat să-l vadă umflându-se și căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă nimic, niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Eu știți cum aș reacționa? Rapid mi-aș zice părerea: măi, oameni buni, eu sunt copilul Domnului, eu sunt apostol, eu putea să zică Pavel aceste lucruri. Dar apostolul Pavel în momentul acesta a tăcut din gură. Era o suferință, nu? A fost o întâmplare nefericită. Probabil în trupul lui a simțit o durere, nu? Și totuși, dreptatea din versetul 4 apare cu litere mare. Dar el, omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, s-a încrezut în Dumnezeu și a lăsat dreptatea să-și facă lucrarea. Iubiților, sunt momente în viața noastră în care atâta de mult încercăm să spunem oamenilor: măi, eu nu-s vinovat, măi, eu așa, eu nu merit, eu. Lasă dreptatea dacă ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va apăra pricina, Dumnezeu va interveni, Dumnezeu se va proslăvi prin viața ta. Și îmi place că aici Luca spune un lucru foarte interesant: după multă vreme. Noi am vrea astăzi așa cum mergem la Tom Hortons, nu? Voi aici aveți așa ceva. Rapid, fast! Dom'le, acum, dacă frațul s-a rugat și a făcut ungerea, nu se întâmplă nimic, frate. Nu-ți pierde nădejdea. Hristos te iubește. Ai răbdare. Un al doilea lucru care vreau să-l subliniez: încerca de căci Hristos vrea să se proslăvească prin boala, suferința sau încercarea prin care treci. Și versetul 4 subliniază așa de frumos cuvintele Domnului Iisus și spune: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să fie proslăvit prin ea. Extraordinar, ce frumos! Dar nouă nu ne place să suferim. Nouă nu ne place ciurul acela îngust al lui Iisus Hristos. Dar nu uitați! Hristos ne iubește și mai mult decât atât, în planul Lui, vrea să se proslăvească prin mine și prin dumneavoastră. Acceptați suferința. Mulțumiți Domnului pentru suferință. Mulțumiți Domnului pentru contextul în care ajungeți. Pentru că Hristos, de acolo de la spital, de acolo din dormitorul dumitale, când te rogi și plângi înaintea lui Dumnezeu, de acolo vrea să se proslăvească Dumnezeu. Suntem noi credincioși? Un alt lucru frumos, de data aceasta, Ioan capitolul 9, Hristos răspunde ucenicilor, că și ucenicii acei la capitolul 9 au fost ca noi: Doamne, cine au păcătuit? El sau părinții? Cineva îi, că nu se poate să vină încercarea, nu? Și Hristos parcă îi taie așa de acid și le spune așa: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Iubiților, e atâta de greu când ești acolo. E atâta de ciudat că nimeni parcă nu-i de partea ta. Ba mai mult, e și mai ciudat când auzi că în biserică sau în afară se vorbește urât despre suferința ta, despre ceea ce treci. Dar nu uita lucrul acesta. În momentul în care treci prin încercare, slava lui Dumnezeu vrea să se proslăvească prin momentele acelea, prin suferință, prin încercare. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dar știți ce e interesant? Zice versetul 6 așa: deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile. Și astea 2 zile, pentru unii dintre noi, sunt ani de zile.
Pentru unele mame sunt poate 10 de ani de zile în care se roagă pentru pruncii lor. Nu uitați, Dumnezeu vrea să se proslăvească și prin aceasta. E greu în încercare, mai ales când trec ani și nu vezi nicio îmbunătățire a situației tale. E atât de greu să fii stânjenit de încercare, încât dacă ai spune unui om, ar râde de tine. Și poate încercarea asta nu-i 2 zile, nu-i 5 zile, nu-i 1 an, îți poate 10 de ani. Vreau să repet această încurajare. Hristos vrea să se proslăvească prin circumstanța vieții pe care treci. De aceea mă rog ca Bunul Dumnezeu să fie cu noi, să ne întărească, să ne dea putere și să ne ajute să fim biruitori. Aș vrea să vă citesc ceva din 1 Samuel, capitolul 4. E un pasaj acolo foarte interesant și aș vrea să nu scăpăm din vedere ordinea pe care Samuel o aduce aici. E vorba despre nora lui Eli, soția lui Finias. 1 Samuel, capitolul 4, versetul 19. Nora sa, nevasta lui Finias, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea aceasta despre 1. luarea chivotului lui Dumnezeu, 2. moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut. Versetul 21. A pus copilului numele Icabod, nu mai este slavă, zicând, s-a dus slava lui Israel. Și atenție, spunea lucrul acesta din pricina 1. luării chivotului lui Dumnezeu, din pricina socrului ei și din pricina bărbatului ei. Nu știu dacă femeia aceasta a pus ordinea aceasta sau Samuel, dar oricum, pentru noi, e foarte sugestivă. Pentru că în suferința aceea, în momentele acelea grele prin care a trecut femeia aceasta, primul rămâne luarea chivotului lui Dumnezeu. Femeia aceasta era îngrijorată că s-a dus prezența lui Dumnezeu din popor, dacă vreți, din biserică. Ceea ce vreau să învățăm din ordinea aceasta, de la femeia aceasta, este că chiar dacă trecem prin boală, prezența lui Dumnezeu din viețile noastre, din familiile noastre, prin viața noastră de sfințire, prin neprihănirea pe care o putem avea în Hristos, iubiților, asta să nu ne părăsească. Că trecem prin încercări, ăstea-s pe locul 2. Că ne mai moare cineva drag, se întâmplă. Dar faptul că pierdem prezența lui Dumnezeu, aceasta este tragic. De aceea Dumnezeu să ne mărească credința, să ne punem încrederea în El și să spunem, Doamne, îs ani de zile. Cunosc un caz în Cluj, 41 de ani. O mamă așteaptă ca fiul ei să se întoarcă la Domnul. De 41 de ani. Și încă nu s-a întors. Și am întrebat-o vara trecută, soră, încă mai crezi în Dumnezeu? Da. Până am suflare, o să cred că Dumnezeu poate să aducă schimbare vieții fiului meu. De aceea, să rămânem încrezători în promisiunile lui Dumnezeu, că El nu greșește niciodată cu ceea ce face și mai mult decât atât, lucrarea lui Dumnezeu cu noi e pe viață. El vrea să se proslăvească prin încercarea noastră, care o avem. Apoi, un al treilea rând, vreau să mă grăbesc, un al treilea lucru care îl învățăm din întâmplarea aceasta, suntem încercați pentru că Hristos se așteaptă de la noi ca să avem credință. Versetul 15 spune așa, și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Extraordinar. Doamne, dar Lazar a murit, chiar nu-ți pasă, tu ești bucuros? Nu, am putea spune asta. Știți ce e frumos? Am văzut uneori la oamenii maturi care trec prin încercări grele și totuși pot să aibă zâmbetul pe buză. Și oamenii aceștia, lăsați-mă să vă spun, sunt exact ca și Hristos. Să fii bucuros de necazul altuia, în sensul bun al cuvântului, bineînțeles. Dar Hristos zice aici, și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dragilor, suntem uneori încercați ca să vedem felul lui Dumnezeu de a lucra și credința noastră să crească. Nu e așa că chiar dacă ai o minune în familia ta, chiar mică, te bucuri că e experiența ta cu Dumnezeu.
Și asta e cel mai frumos, când vezi că Dumnezeu vindecă atunci când doctorul zice că nu mai este șansă. Și ți se întărește credința. De aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să fie cu noi, să aibă milă de noi și să ne dea putere. În Luca, la capitolul 5, e întâmplarea aceea cu bolnavul acela dus de cei patru prieteni. Știți ce sublinează Hristos acolo? Când le-a văzut? Credință. Pentru noi, zice, ce mașină faină are. Ăsta e de mult în Canada, are joburi, are business, trebuie să fie un om important. Și avem noi lucrurile noastre de care ne legăm, simpatiile noastre și multe alte lucruri. Pentru Hristos, în momentul acela au fost importantă credința. Pentru că credința noastră face diferența la lista pe care o avem. Credeți lucrul acesta? Poate Dumnezeu, din pricina credinței noastre, să facă lucrări mărețe, să facă lucrări binecuvântate în viața celor care poate nu mai cred sau nu mai pot să creadă. Și de aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să ne întărească, să fie cu noi și să aducă biruință. Este o întâmplare în Marcu, la capitolul 9, întâmplarea aceea în care un tată își aduce copilul la ucenici. Ucenicii nu pot să facă nimic. Și versetul 17 spune așa, și un om din Orodia i-a răspuns, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut, oriunde îl apucă, îl trântește la pământ, copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. Câte probleme a avut copilul acesta? Dar părintele acesta nu s-a uitat la el. A zis, Doamne, copilul ăsta e de vină. Copilul ăsta nu mă ascultă, copilul ăsta e așa, nu vine noaptea acasă sau alte și alte lucruri care sunt în viețile noastre probabil. Dar merge relatarea mai departe și e atât de frumos textul acesta, încât zice în versetul 22, și de multe ori Duhul l-a apucat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă, nu mai zice, fie-ți milă de el, Doamne, nu. În momentul în care părintele acesta se identifică cu problema pruncului lui, zice, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și merge textul mai departe și spune, Iisus i-a răspuns, tu ce zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede, slăvit să fie Domnul. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Și atenție cum vorbește tatăl acesta. Cred, Doamne, mulțumesc. Deci nu mai era problemă copilul, era problemă necredința lui. Dragi frați și surori, haideți să ne punem încrederea în Domnul. Că proslăvirea lui Dumnezeu atârnă de credința pe care o avem. Și Dumnezeu vrea ca credința noastră să crească. Și mă rog să credem în Iisus, să credem în Dumnezeu la toate cauzele care le avem. Fie familiare de boală, fie familiare de pocăință, fie spirituale, fie orice încercare, orice suferință, orice boală am avea. Haideți în după masa aceasta să spunem, Doamne, credem, ajută-ne să credem. Și bunul Dumnezeu să fie cu noi. În al patrulea și ultimul rând, lucru pe care vreau să-l mai subliniez, suntem încercați pentru că Hristos mai vrea să vină la noi acasă, mai vrea să vină în biserică, mai vrea să vină cu noi la muncă, vrea tot mai des să vină la noi. Priviți la această familie, surorile, spune versetul 3, au trimis la Iisus să spună, Doamne, hai la noi acasă, hai că prietenul tău e bolnav, hai că copilul tău pe care îl iubești e bolnav. Și continuă dialogul când auzi Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și în versetul 40 apare un al treilea dialog cu Iisus. Nu-i frumos? Să stai de vorbă cu Iisus mai des și tot mai des din pricina suferințelor sau a bolii sau a suferinței pe care o ai. Nu-i frumos? Iubiților, Hristos ne vrea să fim aproape de El. De aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să ne întărească și chiar dacă uneori vine sub forma aceasta a încercării, a suferinței, a bolii, să fim mulțumitori lui Dumnezeu.
Am stat de vorbă mulți ani în urmă cu un părinte și spune așa: încercarea pe care am avut-o în familie m-a făcut să fiu nelipsit miercurea seara de la casa Domnului. Nu-i frumos? Nu, nu ne place să suferim. Îmi spunea omul acesta: eu am venit în Londra să fac bani, dar suferința m-a dus mai aproape de Hristos. Și într-un an de zile, două miercuri am lipsit de la casa Domnului. Ce frumos! Că noi avem treaba noastră, noi avem business-ul nostru, câte nu avem pe pământul acesta. Dar Hristos zice: mai vreau să vin la voi. Și mai avem parte de suferință. Închei spunându-vă că un alt părinte odată mi-a mărturisit un lucru foarte frumos. Spune: frate Petrică, datorită dreptății din viața mea și datorită faptului că am vrut să fiu pocăit, am ajuns la un moment dat să plătesc o amendă de 4.200 de lire. Și zic: cum a fost? Zice: nu știu, dar bunul Dumnezeu în 3 luni m-a ajutat și am scăpat de toate. Și ca și cum n-ar fi finalizată lucrarea aici, am avut încercări grave și multe și înainte și a mai venit una și după. Și am zis: bun, și ce ai făcut? Uitându-mă la soție, soția plângea, eu plângeam, nu mai puteam continua. Dar am strigat către Domnul și am zis tatălui meu din țară: tată, dacă ajungi la un cer de rugăciune, adu și cauza noastră. Și nu după multe zile îl sună tatăl acestui frate și spune: măi, uite cum te-a văzut Dumnezeu. Spunea despre o lucrare, despre o descoperire care o avusese pentru el. Și spunea așa: s-a văzut în vedenie că tu erai îmbrăcat cu o haină albă din partea lui Dumnezeu, ți-ai luat familia, ți-ai pus tot copiii și soția sub mantaua aceea albă, pusă de, sub haina aceea albă pusă de Dumnezeu și mergeai cu bucurie către Domnul. Și spunea fratele acesta așa: mai bine încercat și cu haină albă decât așa superficial sau căldicel și sănătos și trăim 100 de ani. Spunea fratele acesta: așa de mult m-a încurajat lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, încât mi-am zis, așa încercat să mai tot fiu. Nouă nu ne place suferința. Nouă nu ne place atunci când trece prin încercări. Dar spunea cineva un lucru foarte interesant. Încercarea, boala sau suferința e acul lui Dumnezeu, e cârligul lui Dumnezeu uneori în casele noastre. De aceea să ne prindem de El, că El, așa încercați, așa poate înfrânți uneori, vrea să ne facă aur curat și să ajungem în împărăția Lui. Amin. Doamne ajută!